adresa publicată în cadrul spitalului de am făcut o analiză pe 3 luni. Pacienți care au fost externați în timp de asigurare Eurocard, deci persoane străine, s-a constatat o creștere. În iunie au fost 76 de pacienți externați, cetățeni străini, în iulie 106 și în august 132. Deci astfel, în cele 3 luni de vară, au fost 314 pacienți străini externați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Marul Mare. Nu, dar sunt asigurații pe tip asigurare local, aceștia. Deci, în cazul că... Poftim? Germania, Marea Britanie, Germania, Olanda, Italia... Poftim? Stranieri cu cetățenie, români cu cetățenie dublă sau... care n-au aici asigurare pentru că lucrează, ei lucrează partea aia și... Italia, Germania... Da, India, mult din India, Turcia, Ucraina, Israel, Republica Moldova, Marea Britanie, Cehia. Și toți erau asigurați. Și ca și servicii medicale efectuate, au fost intervenții chirurgicale sau... Ambulatorul de cardiologie, laboratorul ambulatorului, triajul cu radiologie UFO, radiologie, triajul cu psihiatrie. Oftalmologie, neurologie, neurologie, HIV, ortopedie și traumatologie, chirurgie plastică, gastroenterologie, hematologie.